Bună seara, bună seara, dragii mei! Am să întorc camera și am să vă las câteva momente cu zultanitele până să mai loghează câteva persoane. Să vedem cine vine alături de noi în această seară. O minunată seară, duminică seara. Bună seara, bună seara! Bună seara, bună seara! Și am să întorc camera, suntem destule persoane. Bună seara, bună seara și bine v-am regăsit, dragii mei! Ce faceți? Cum sunteți? Mă numesc Gabriela Ciulica și sunt reprezentant al magazinului de bijuterie online The World of Alice Jewelry în Germania, dragii mei. În seara asta am pregătit aici vreo două noutăți, puține cei drept, dar ceva este. După care o să vă prezint pandantive, cruciulițe în seara asta și lănțișoare. Și dacă dumneavoastră doriți să vedeți și altceva decât vă prezint eu, atunci nu trebuie decât să mă anunțați și clar că eu o să mă conformez. Și da, dragii mei, inel, argint 925, micuț, drăguț, finuț, argint auriu, placate cu aur de 18 carate. Inelul, dragii mei, găsiți în mărimile 57, 58 și 60. Capul inelului, dragii mei, ia să vedem, capul inelului 2 cm pe 1,2 și poate fi achiziționat pentru 10 euro. Inel din argint cu 10 euro. Ramona, doamna Gabriela, îmi doresc brățara de aseară. Da! Bine de știut! Dragii mei, distribuiți! În seara asta mi-a răspuns aseară, puteți să-mi aduceți brățara aceea pentru bărbați? Neacșu, păi nu știu, prima dată vorbește cu bărbatul, tău, dacă îți dă voie să o cumpere, atunci îți aduc. Brățară, argint 925, care pleacă la 250 de ochișori la extragerea prin random. Aha, aia de lanț, să fie la fel cu lanțul. Să știi că o să fie, că astea de bărbat sunt grele și scumpe. Dacă crezi că, da, da, brățara, dragii mei, care pleacă la 250 de ochișori. Brățara din argint. Așa că distribuiți, dacă ajungem la 500 de ochișori, atunci, dragii mei, cercei cu zultanite vă așteaptă. Mulțumesc că mi-ai amintit, Ramona. Da. Azi am lucrat toată ziua, dragii mei, zici că e duminică, dar când îți liberi, oamenii atunci fac mai multe cumpărături, că au timp. Și am fost foarte ocupată. No. Bun, și cum am spus, ineluțe, argint 925 pentru 10 euro bucata, dragii mei. Sunt 3 bucăți pe stoc. 58, 50, 55, 50, ba nu, stai să văd, 57, 58, 60, mărimile. Tare frumoase și tare finuțe. Și trecem mai departe. Și avem un superb set. Inel, cercei și pandantiv la el. Inelu, să știți că sunt singure. Le-am pus și la bucată ca să le puteți achiziționa cum doriți. Deci, inelu,
Ba nu este singur, sunt mai multe. 53, 56 și 60 mărimea inelelor. Capul inelului, dragii mei, 1,5 pe 1. Apoi avem superbi cercei. Cercei care au 2,1 cm pe 1,2. Apoi avem pandantiv 2,3 cm pe 1 cm. Și poate fi cercei cu medalionul 10 euro, inelul 15 euro și cercei 20. La bucată puteți să le achiziționați când doriți. Și trecem mai departe. Încă un set. Un set inimă. Este doar din 3 perse, inel și cercei. Da? La inele, cum se măsurăm? Că nu știu mărimea, eu am degetele, le am groase, Maria. Da, vă arăt imediat cum să luați măsura la inel. Da? Și avem set din 3 piese, cercei și inel. Inelul, dragii mei, găsiți în mărimile 56 și 58. Capul inelului, 1,5 cm diametru, sunt placate cu aur de 18 carate, cu circonia, o mântură de jur împrejur cu circonia, foarte finuțe și foarte frumoase, ia uitați. Argint, 925. Apoi, inelul puteți să-l achiziționați pentru 10 euro. Și cerceii, cerceii pentru 15 euro, dragii mei, perechea. Cerceii, aia înseamnă 25 de euro setul. Cerceii 1,5 cm diametru, închizătoare cu lever back. Și vine 10 euro bucata, 10 euro cerceii, 15 euro inelul și per total 25 de euro. Am să pun de aici înainte toate bijuteriile la bucata pe site. O să vedeți, prețul începe totdeauna cu prețul cel mai mic. Așa trebuie ca să pot adăuga în continuare, că altfel nu merge. Dar să știți că prețul cel mai mic îl găsiți probabil pentru inel. Ok, sau medalion, depinde de la caz la caz. Bun, și am terminat, dragii mei. Și trecem mai departe la cruciulițe. Și anume, o doamnă care vrea cruciuliță bărbătească, aurie, să nu fie prea mare. Am decât două modele în momentul ăsta, vă arăt ce am. Livrarea la Franța, 18 euro. 18 euro în statele UE, mai puțin în Austria, unde este 14 euro. Prea tare muzica, da? Ok. Da. Cruciuliță, argint, 925, placată cu aur de 18 carate. Uitați ce zare, puteți să puneți și un lanț de, wow, de 8-9 mm lățime, da? Cruciulița, dragii mei, 5 cm lungime pe 3 cm lățime, cântărește 7,1 grame și poate fi achiziționată pentru 30 de euro. Da, este asta, pe urmă am alta mai mare, dar mai mică nu am, știi?
Dacă ești, Dana, cele mai mici aurii, tot ce este. Dă-mi, te rog, și un lanț de la gros. Inele mai mari cu pietre spor în continuare în Grecia, dacă se poate, cât este livrarea. Livrarea, da, se poate, distribuim în toată lumea. Livrarea e 18 euro. În Grecia, 18 euro, toate pachetele sunt livrate prin curier cu asigurare. Și haideți să vă arăt. Gabi, dacă tot ești la bijuterii de bărbați, punem, te rog, lanțul rombo de bărbați de 50 de centimetri deoparte. Ok, dă-mi-ți cutia cu lanțuri asta de jos, bărbăteștile. Vezi că e cutie de aia lungă cu lanțuri, Laur. Așa, o cutie cu lanțuri este, da. Nu știu dacă e aia, dar așa e cutia. Acolo trebuie să fie în zona aia. Perfect. Ok, mersi. No, așa, haideți să vă arăt. Lanț, cruciuliță, cu lănțișor argint, 925, da? Avem un lanț, ia uitați. Un lanț mai gros de data asta, de 3 mm, ia uitați-l, o lucrătură foarte faină, o împletitură foarte faină la el, argint, 925, un lanț de 3 mm grosime și 50 de cm lungime, apoi avem medalionul care are 8 cm lungime și 4 lățime, cântărește 17,5 grame per total și poate fi achiziționat pentru 80 de euro. Bun, cam asta e la cruci de bărbat, dar continuăm, că mai am câte ceva. Medalioane, asta v-am arătat și acum cruciulițe micuțe simple. Ia uitați, uite așa, sunt de la pandantive, da? Argint, 925, numai un pic să o și găsesc, dragii mei, cruciulița, unde ești că nu te văd acum, un moment, uite aici, ia să vedem, Cruciulița noastră, dragii mei, e simplă de data asta, are o zală destul de groasă, pot să pun lănțișor fain la ea, argint 925, 3 cm lungime pe 2 lățime și poate fi achiziționată pentru 8 euro. Neacșu, ce brățări de bărbați aveți, da! Pe rând, acum fac pandantivele, pe urmă rând niște lănțișoare, că tot doamna cu crucea mi-a cerut. După aceea trecem la inele mari și următorul o să fie, la, astea zic, cum le zice, de bărbați, da? Și continuăm. O altă cruciuliță foarte faină. Argint 925. Un pic să o și găsesc. Lanțuri 10, 15, 20 la 50 de centimetri și cruciuliță mică de bărbați. Da, păi, no, acum ți arăt cruciuliță. Și am arătat alea dinainte, să știi, pentru lanț de ăla de 10, 15, Dana. Cam așa ceva merge, doar că nu am aurii, am argintii. Aurii, cruciulițe așa micuțe, 8 euro nu am, să știi. Am numai de alea la alte mai mari și mai scumpe, da? Bun, și aici cruciuliță, argint 925, foarte faină. 3 cm lungime. După cum vedeți, are aplicat pe ea, foarte faină lucrătura.
Cruciulița, dragii mei, 4 cm lungime pe 2 lățime, cântărește 3 grame și poate fi achiziționată pentru 20 de euro. Aia care ți-a arătat prima dată. Ok, aia e destul de mărișoară, da? Are 5 cm. Ok, aia să fie. Și atunci să vedem, să-ți pun și eu un lănțic pentru ea, ai zis, da? Punem de aici. Ok. Am pus. Și continuăm. Stai să văd, mai am încă un model de cruciulițe mai mici și și mai mici. Hai să vi le arăt. Ia uitați. Cruciulița argint 925, nu are gaică, dar îi punem. Foarte frumoasă lucrătura la ea, micuță, foarte subțire, foarte fină. Cruciulița, dragii mei, are 3,2 cm lungime, 1,8 lățime și costă 13 euro bucata. Apoi mai am la tot la cruciulițe, ia să vedem, ceva foarte, foarte fin și foarte mic, mai mult pentru copii, să zic așa, da? Ia să vă arăt. Modelul la cea mare, doar că ăsta e copilul ei. Model, același model ca și crucea care ați văzut-o înainte, doar că este mai mică și anume are 2 cm lungime, 1 lățime și costă 5 euro bucata. Doamna Domnică, o vreau pe asta de 13. Da, doamna Domnică. Să nu uităm să punem za. Și continuăm. Vă arăt câteva pandantive. Să vă arăt ceva pandantive faine. Cu zultanite. Cu zultanite vă arăt și cam atât. Și am o grămadă, dar pe eu ce știu. Că trebuie să pierd o seară întreagă. Și lănțișor. Și un lănțișor finuț. Da, păi hai că arăt lănțișoarele și vedem ce am acolo. Și acum pandantiv cu zultanite. Ia uitați, un superb pandantiv aici, argint 925. O piatră, wow! Ia uitați-o. Pandantivul, dragii mei. Argint 925. Piatra are 5,3 cm lungime, 2,5 lățime, cântărește 18,6 grame și poate fi achiziționată pentru 40 de euro. Wow! Poate pe nimic, ori are un defect ceva, ia să vedem. Nu are. Ia caut-o că nu vă bine. Vezi, are un defect. Am avut alea defecte că e așa ieftină. Și trecem mai departe. Nu are defect așa? Nu are niciun defect. 40 de euro, 18 grame, nu pot să-l cred. Wow, da. Cine o cumpără? Păcat să pierzi-o pe oferta. Pandantiv cu zultanit. Ia uite, nu știu cum o ajuns așa ieftină, dar... Oh, e wow! 40 de euro. Bun. Și trecem mai departe. Un pandantiv lacrimă. Argint 925. Ia să vedem unde este. Uite-l. Medalionul, dragii mei.
Lănțișoare de 40. Amelsi, da? Pune la gât. Ce să pun la gât? Pandantivul, Angela? Medalionul 4,5 pe 3,5. Dă-mi un lanț să pun la gât. Dă-mi un lanț, te rog. Cântărește 19 grame și poate fi achiziționat pentru 120 de euro. Deci, da, mai gros. Că și pandantivul e mare, mere gros. Stanciu, îl vreau eu. Corect, Luiza. L-am pus. Ce? Pandantivul ăsta de 40, pune la Luiza. Nu știu cum a rămas pe acolo. Primul s-a vândut, Angela. Nu mai este. Primul s-a dus, gata. Pandantiv. Da, Ana Cilian, ești distribuitor. Se vede că ai distribuit. La noi se vede. De 40 nu mai este că s-au vândut fetele, nu mai este ăla cum l-am arătat, cum s-au vândut, stai să-l și șterg de pe site ca să nu se încumete cineva să-l cumpere și să n-am de unde să-l dau. S-au vândut, nu mai este. Ok. Bun, și trecem mai departe. Mai am pandantive. Cu zultanite am... Wow, ce unul fain am aici. Hai să vă arăt. Am aici un super pandantiv. Avem 250. Ah, 245. Avem 250? Ce că am avut 250 și n-am văzut. Oh, yes. 242 avem. Încă un pic. Încă un pic. A fost 250 și eu n-am văzut. Fetelor, avem extragere pe random și după aia când continuăm, soțul meu zice, Gabi, a fost. A fost, facem, uite aici, îmbrățara. Dragile mele, buftă-l baftă, haideți să mergem la extragerea prin random și câștigătoarea din această seară a îmbrățării este, baftă fetele, baftă tuturor, Florica Pop. Florica Pop? Ia să vedem. Florica Pop, felicitări, să-mi pui datele. Ai câștigat o brățară superbă de argint. Am să te rog să-mi pui datele, nume, adresă, număr de telefon, ca să poți să-ți trimit coletul. Felicitări, draga mea. Nu cunoști cine o fi Florica Pop, parcă bine cunoscut numele. Cred că e tot o clientă de-a noastră, așa? Da, au plecat. Brățara a plecat și continuăm, dragii mei. La 500 de ochișori vă așteaptă cerceii cu zultanite. Și trecem mai departe. Vă spuneam aici ce minune de pandantiv am. Ia uitați ce frumusețe. Argint 925. Florica Pop, distribuitor. Ia uite-o. Felicitări, Flori Pop! O minunată floare, un pandantiv cu o superbă zultanită, ia uitați-l, argint, 925, da unde-i? Că nu-l văd. Pandantivul, dragii mei, ca să dau ușor, că le iau pe fugă și nu le văd. Argint 925. Uite aici, ia să vedem. Pandantivul nostru, 4 cm lungime pe 3 lățime, cântărește 8,1 grame și poate fi achiziționat pentru 50 de euro în acest moment.
Ia uitați-l. Ce superb e. Nu-mi vine să cred. Ba să crezi, de ce să nu crezi? Să crezi, uite. Ai văzut? Perseverența e cheia succesului. Ce să mai... Și norocul vine când te aștepți mai puțin. Vreau și eu. Marina său. Da. Eu urez baftă la toată lumea, Marina. Sper că data viitoare să câștigi. Da. Că, în general, marea majoritate acum de atâta timp dau Obreja, Livia. Livia Obreja. Bun. N-am înțeles ce cu ea. Ați vrut ceva, doamna Obreja? Elfi, să crezi, și eu am fost una din norocoase. Da. Păi să crezi, dară, sigur să crezi. Sunt mai multe câștigătoare. O câștigat la noi, fiecare săptămână câștigă cineva un cadou și să știți că niciodată n-am dat ceva ce-a fost defect sau ba, din contră, nu. Dacă îi dai cadou la om, dă-i să se bucure și să se folosească, adică eu așa gândesc, dacă nu, decât să-i dai ceva ce nu-i trebuie la altul, n-are rost. Nu, un pic să vă arăt aici pandantiv. Marina său, nu faci nimic, uite, îmi scrii nume, adresă, telefon și eu îți pun pachetul. Foarte simplu. Și am aici un pandantiv frumos, foarfecă și piaptăn, argint 925. Nu trebuie să faci nimic, draga mea, decât trebuie să-mi scrii, Laure, contactează tu și dă-i un like ca să vadă unde să scrie. Îți dă soțul meu, te-am adăugat pe Messenger, o să-ți dea un like ca să ne vezi, dai acceptul și îmi pui datele, bine? Da. Poate câștig și eu, Elapin. Cu mare drag îți urez să câștigi, draga mea. Dragii mei, pandantiv de frizer, de coafeză, foarfecă și piaptăn, 3,5 cm lungime. Nu, n-am primit. Asta e marfa pe care o aveam. 1,8 lățime cântărește 3,1 grame și poate fi achiziționat pentru 15 euro. Păi de acolo te știu, Florica Pop. Am comandat mașina de cafea, yes. Acum mi-aduc aminte. De la Snap, da, da, da. Da, mulțumită de mașina de cafea. Cum e? Îți place cafeaua, Flori? Bună seara, vă scriu din Italia, aveți lanțuri de aur? Nu am lanțuri de aur, am lanțuri de argint. Placate cu aur de 18 carate. Dar lanțuri de aur nu am. Vreau și eu două verighete. Da, n-avem verighete, să știți. Și pun acum deoparte pandantivele, ajunge odată cu ele, că deja e jumătatea serii. Și nu mai apuc să vă arăt altceva, mai facem într-o seară cu jumătatea cealaltă de pandantivele. Iau pe rând așa, că asta s-a agățat aici despre o zala. Ia să vedem, lanțișoare. Încă nu am primit-o. Păi cum așa, mă? Păi bine că mi-ai zis că mâine sun la ei să văd. Da, costă 100, mașina de cafea costă 122 de euro cu transport și primiți 226 de cafele și mașina de cafea. Până joi când plec în Italia. Gabi, să nu uiți de lanțul meu. Ah, da. Rombo. Haideți să vă arăt. Lanțul Rombo, lanț bărbătesc, argint, 925. Mă un pic, ca să nu uit, că am uitat deja, bine că mi-ai zis. Așa, 50 de centimetri lungime, 8,
8 mm lățimea lui, deci e un lanț bărbătesc mai mărișor. Cântărește 14,2 grame și poate fi achiziționat pentru 50 de euro. Hai să vă mai arăt vreo două lanțuri de bărbați. Dacă tot este, mai am aici unul, ăsta e ultimul din model. Argint 925. Lanțul, dragii mei, 45 de centimetri lungime, 5 mm grosime, cântărește 13 grame și la fel poate, și el, poate fi și el achiziționat pentru 50 de euro. Am și lănțișor și inel cu zultanite, sunt super, da? Tot mi-a spus ceva, cremă că am plătit mai mult. Da, așa este, am vorbit, dar n-am înțeles de ce nu a ajuns încă pachetul, trebuia să ajungă. Sat Răcăsadia, județul Cara Severin, să vă dă înapoi. Numărul de telefon, ok, am să te rog să-mi pui și codul poștal. Foarte important să-mi puneți codurile poștale, dragii mei, ca să nu se piardă coletul, că altfel nu prea ajung, să știi, destul de greu, fără codul poștal, da? Bun, și hai să vă arăt aici încă lănțișor, argint 925. Mă un pic să intru la colecția de lănțișoare. Lănțișor auriu, dragii mei. Foarte fain lanțul, 45 de centimetri lungime, 5 mm grosimea lui. Da. Așa, am găsit lănțișorul, 45 de centimetri lungime, 5 mm grosime și poate fi achiziționat pentru 35 de euro. Voicu, Cristina, Carmen, vreau un inel de toate zilele, numărul 60. Dacă nici nu mai știu acum repede ce să mai fac, hai să vă mai arăt la lănțișoare. Lănțișor de 3 mm, 50 de centimetri lungime, am avut și de 2 mm de damă, nu mai am, s-au vândut. Am de 3 mm, care are 50 de centimetri lungime, 3 mm grosime și poate fi achiziționat pentru 45 de euro. Da, 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 acum sunt, Dan, acum intru la ele. Hai să vedem ce vă găsesc la 10-15 euro. Bun, hai că le-am scos afară. Da. Argint 925, 50 de centimetri lungime, 1 mm grosime, o secundă, are zale foarte faine, e foarte finuț lănțișorul, ia să vedem, ok, și poate fi achiziționat pentru 15 euro. 50 de centimetri, 15 euro. Bun, Dana? A, aurii. Pune-le, doamna, îți spun de asta, doamna Domnica, argintiul ăla, la crucea aia, da? De 15. Și trecem mai departe. Hai să vedem auriul la Dana. Nu știu dacă mai am așa ieftine, Dana, că alea... Toate le-am vândut, dar hai să văd, hai să caut, na. Asta e de 60. De 50 este, stai să văd.
50, 60, 50, 60, 1 metru, 50, 60, 81, oho! Bun, hai să vedem ce-ți găsesc. Am două modele, mai am de 50 de centimetri. Haide, Dana, să vedem dacă îți găsești ceva. Ia uite aici. Argint 925. 50 de centimetri lungime, 1 milimetru grosimea lui. Așa, și poate fi achiziționat pentru 15 euro, o spun de asta, Dana. Are 50 lungime, 1 milimetru grosime. E bun? Trecem mai departe, nu se mai aude, nu se mai vede nimic, la tine merge? Da, acum. Parcă s-a blocat internetul sau ceva. Foarte bun, da? Vreau două bucăți. Ok. Două bucăți. Hai să-ți dau. Și mai este unul pe stoc, sunt ultimile trei. Și-a mai rămas unul singur. Uite, 15 bucata. 15. Și 15, două. Ultimul auriu la 15. Da. Bun. Și trecem mai departe, dragii mei. Mai am aici lănțișor de 60 de centimetri. Auriu. Super lănțișorul. Un lănțișor răsucit foarte fain. Argint 925. Ia să vedem. Vreau eu unul auriu la 15. Da, și l-am dat și pe ultimul, nu mai sunt pe stoc. Hai să le și opresc, să le șterg. Da. S-au terminat, stoc epuizat. Da, poagă-l acolo, ultimul. Lănțișor răsucit, Violeta Radu Cocer, cum trimis la domiciliu? Prin curier pleacă pe DHL din Germania, ajunge la curier în România și vine livrat acasă cu asigurare. La 20 nu mai sunt deloc, 30, 40, nici unul la 20 și astea nu știu cum o scăpat, așa, pe acolo. Cel mai ieftin, uite, 40. Lănțișorul de 60 de centimetri, 40 de euro. Răsucită. Da? Bun, și hai să pui lanțurile deoparte. Să vă arăt câteva inele. Nici nu știu ce să vă arăt. Și după aia mai vrea și brățări de bărbat, vreo două. Sper să și reușesc să le fac pe toate. Pun lanțurile. Fii bun la urmă, nu te vedeai să am loc. Așa, și hai Anca, hide, trif, hai Anca. Ok, haideți să vă arăt câteva inele mari și să vă arăt și cum mă întreba cineva cum se ia măsura. Haideți să vă arăt, dragile mele. Atunci la 31 la 15. Dana, te sunt după live acum, numai că le-am pus deoparte, bine? Te sunt după live și rezolvăm amândouă, ok? Haideți, dragii mei, să vă arăt cum luați măsura la inel, da? Ca să știți. În primul rând, avem nevoie de un centimetru, o riglă, un centimetru de construcții egal. O riglă, avem nevoie de ceva
gradat ca să fie în milimetri, da? Un centimetru are 10 milimetri și punem rigla pe masă. Eu am să țin aici ca să puteți vedea dumneavoastră. O cruceliță cu 8 și un lanț cu 15. Lanț cu 15? Ah, da, ba da, de la argintiu. Da, 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 vă pun. Notează-o pe doamna șarpe ca să știu. Ok, și vă pun că pachetul pleacă marți dimineața. Pachetul încă e aici, le bag la pachet. Da. Inelul, dragii mei, îl puneți și îl măsurați, îl puneți rigla la jumătatea lui pentru că are diametrul cel mai mare și măsurați interiorul, doar interiorul, atenție, nu exteriorul pentru că o să vă fie foarte mare inelul, doar interiorul și spuneți, numărați acolo cât aveți, un centimetru are 10 mm, ăsta are, de exemplu, ia uitați, 10, 15, 20, e mărimea 60, are 20 de milimetri, înseamnă 2 cm la jumătate, e mărimea 60. Dumneavoastră trebuie doar să-mi scrieți 10 mm, 20 de milimetri, cât are, dar atenție foarte mare, la jumătate, pentru că are diametrul cel mai mare și doar interiorul, ok? Cu mare drag! Și da, inele mari, cu piatră mare, argint 925 cu zultanite, mărimi universale. Ce înseamnă asta? Ia uitați-le. Hai să vă arăt așa. Ia uitați, inelul nu este lipit. Este desfăcut și pe dedesubt poți să-l faci mai mare sau mai mic, după cum vrei. Eu nu-l pun, intră pe deget, ia uitați-l. Dar nu vreau să le desfac, fiecare să-și facă după măsura necesară, ok? Avem un super binel aici, o lacrimă faină, ultimul pe stoc, argint 925, numai un moment să intru la colecția de zultanite, 352 de ochișori, așa este, haideți până la 500, imediat ajungeți la 500, aia înseamnă cercei cu zultanite. Yes! Inelul, dragii mei. Ia să vedem. Argint 925, o superbă lacrimă, 4 cm lungime pe 2 cm lățime și 1 cm înălțimea lui cântărește 15,5 grame și poate fi achiziționat pentru 90 de euro în acest moment. O superbă lacrimă, un superb inel. Modelele astea, ca să știți, toate sunt în stil vintage. Ok? Vreau și eu mărimea 23. Păi puteți să luați mărimea 23. Mărimea 23 este 64. Deci mărimea 23 poți să-l faci, că el se desface și intră pe orice deget, e mărime universală, ok? Deci inelele astea mari cu zultanite, toate sunt mărime universală. Puteți să le faceți pentru ce deget doriți. Și mai am aici un superb inel, ia uitați-l. Pască Gabriela, eu aș vrea acest model, dar cercei. Aha, să fie cercei lacrimă. Păi să știi că am. Natalia, cum ajunge în Italia? Cum le pot procura? Foarte simplu, dragii mei, linkul magazinului îl găsiți fixat în josul paginii. www.theworldofalicesjewelry. Sub linkul magazinului găsiți un al doilea link cu un video care vă arată pas cu pas cum să achiziționați bijuterii de pe site-ul nostru. Și dacă ați intrat acolo, vă invit să vă abonați și la canalul nostru de YouTube, astfel încât să nu mai pierdeți nici una din emisiunile noastre, pentru că în fiecare seară noi urcăm live-urile pe YouTube. Și dacă nu vă descurcați nici așa să cumpărați, atunci îmi scrieți mie aici ajutor și după live mă întorc la dumneavoastră și eu vă ajut să vă faceți achiziția. Ok? Bun. Și continuăm. Inel oval, argint 925, eu vreau acest și eu vreau Natalia Berdilă. Pe care inel îl vrei, Natalia, și tu pe care îl vrei,
Maria, und am lacrimă doar unul singur. Așa că lacrimă și cel inel oval, acum nu știu, ceva inel cu mistic nu ați adus? Nu, n-am fost la Marfă Sameș, plec pe 16 luna viitoare. Ăsta la fel îl aveți pe deget. Ah, ok, ăsta este al dumneavoastră. Bun, inelul, dragii mei, argint 925, un centimetru înălțimea lui. Are 4 cm pe 2, cântărește 16 grame și poate fi achiziționat pentru 90 de euro. 90 de euro și acesta, 90 și celălalt. Și cercei, cineva îmi cerea cercei lacrimă, ia uite-i. Argint 925, așa, uite acolo ajutor la urnutează. Cercei, dragii mei. Superb, cercei lacrimă. Cercei, dragilor. Ia să vedem. Sigur că da, acela vi-l pun, nicio problemă. Lacrimă, oval, alea, fiecare cu care dorește. Eu vă sun după live și facem comanda, ok? Cercei, dragii mei, argint 925, 5 cm lungime, 1,4 lățime, cântăreste 6,6 grame, închizătoare cu lever back și poate fi achiziționați pentru 65 de euro. Eu mă văd că am distribuit, da, te vezi fan activ și distribuitor. Să îmi trimiteți totalul, am 3 perechi de cercei la dumneavoastră, să le achid, Agneta, sigur că da. Și apoi să-ți pun pachetul, Agneta, sau să rămână? Vrei să-ți pun pachetul, sau? Să-mi zice, o să știu ce să fac. Și da, dragii mei, mergem mai departe. Un alt inel, mai micuț de data asta, tot oval, un superb inel, dragii mei. Ia uitați-l, argint 925, 1 cm grosime, ia să vedem, este mic și îndesat, e greu, le ziceam eu la copiii mei, mic și îndesat. O frumusețe de inel, ia uite-l acolo. Inelul, dragii mei, argint 925, ia să vedem unde-i. Să nu zici că nu mai este pe stoc. A, ba da, este. Foarte frumos, argint 925, 3 cm lungime pe 2,5 lățime și 1 cm grosime. Să-mi puneți pachetul, ok, doamna Agneta, îți fac atunci totalul și mâine nu că-i. Lenuța Turău, cât de mic? Ce de mic? Nu înțeleg. Cântărește 16,4 grame și poate fi achiziționat pentru 90 de euro, așa se pare, da. Păi da, dar se putea, mă. Hopa! Hopa, mitică! Cade în cur și se ridică. Și continuăm, dragii mei. Iugenem Cecilia. Suntem la 330, deci chiar mult așa nu mai este, până la 500. Un superb inel hexagonal. Să știți că nu v-am precizat, dar toate inelele sunt universale, da? Nu trebuie să vă faceți vreo problemă de măsură. Dacă credeți că nu vă descurcați și îmi dați măsura, eu pot să vi-l aș fac de aici măsura dorită, să vi-l fac, să-l strâng sau să-l fac mai mic sau mai mare, după cum doriți, și vi-l pot trimite exact la măsura pe care doriți să-l puneți pe dege și să stea acolo, știi? Unul ai și mai mic. A, de inel, ok. Am și mai mic, vă arăt. Doar că la zultanite mărimea face diferența, Lenuța. Cu cât e mai mare, cu atât e mai bun. Ia uite-l, wow! Da, prețul, argint 925, inelul, dragii mei, are 2,5 cm diametru, 1 cm grosime, cântărește 16 grame și poate fi achiziționat pentru 80 de euro.
Asta e mai mic, e 80. Și vă arăt, uite așa, unul, altul, un inel pătrat, Dumitru, carme, lanț și brățară. De zultanite sau de altceva, Dumitru? Am și lanțuri și brățări și de zultanite și și de altceva. Inelul, dragii mei, argint, 925, un inel pătrat. Nicoleta Panica, da, ai distribuit, se și vede, la profilul tău scrie distribuitor. 2,5 cm pe fiecare latură, 1 cm grosime, cântărește 16 grame și poate fi achiziționat pentru 80 de euro și el. Bun. Și haideți să vă arăt ceva brățară cu zultanite, dacă tot brățară tip Pandora, brățară argintie, argint 925 cu zultanite, brățară tip Pandora, o nebunie, ia uitați-o. Brățara, dragii mei, 18 cm lungime plus 5 cm extensia, cântărește 23 de grame și poate fi achiziționată pentru 70 de euro. De argint aurit, Lenuța Trou, un oval mai mic. Cel nu am oval mai mic, ți-am arătat care l-am avut cel mai mic, dar îți mai arăt. Brățară cu zultanite aurie, două rânduri de pietre la ea, argint 925. Da, Lucia, tu le ai pe toate. Tu ești colecționară, Lucia, colecționara de bijuterii. Brățara, dragii mei, ia să vedem că am greșit colecția, să intru la zultanite. Aurie, două rânduri de pietre, argint, 925. Brățara, numai o secundă să dau de ea. Nici nu mai văd unde e. Aia. Poate vezi tu la urcă, nu mai văd. Să dau mai ușor, da? În fine, argint, 925. Nu văd. Trebuie să intru la brățări. Are 19 cm lungime. 1 cm lățime, 1,5 cred că. Stai să văd eu mai bine aici. Nu văd. Unde? Aici? Uite aici. Da. Deci, 19 cm lungime, 1,2 cm lățimea ei, cântărește 11 grame și poate fi achiziționată pentru 80 de euro. Foarte frumoasă, da. Bun, și dacă tot, ce să vă mai arăt? Brățări, da? Hai să vă arăt brățări. Și cineva îmi zicea brățări de bărbați. Hai să iau brățările, să vă arăt brățări. Doresc eu Pasca Gabriela. Brățara de aurie sau ce să-ți dau? Vreau și inelul. O vreau eu și inelul lacrimă. Ok. S-am pus acolo. Așa și inelul lacrimă. Ok, le-am pus. Și haideți să vă arăt brățări. Superbe brățări. Brățări cu jaguarul, argint, 925. Asta este o brățară fixă, superbă brățară.
Vă uitați? Brățara, dragii mei. Ia să dau jos. Foarte simplu, are cu buton, da? O închis și o deschis, foarte simplu. Argint, 925. Brățara are 6 cm diametru pe interior, 1,5 lățimea ei, cântărește 31 de grame și poate fi achiziționată pentru 87 de euro în momentul ăsta. Și dacă toți suntem la Jaguari, de data asta brățară flexibilă, argint 925, tot Jaguar și ea, ia uitați-o. Unde-i? Uite-o. Brățara, dragii mei. Brățară 21. Păi cred că am de asta 21. Ia stai să mă stăm un pic, un centimetru de la mare, că am și 21. La modelul ăsta am și mărimea 21, ca să știi. Și dacă vrei la brățările cu zultanite, am și acolo, că toate au extensie și poți să ajungi și până la 22-23. Și asta e 20 jumate. 20 de centimetri, 0,5. Lungime, 1,5 lățime, brățara cântărește, dragii mei, 20,5 grame și poate fi achiziționată pentru 75 de euro. Și trecem mai departe, mai am una, wow! Să vă arăt acum Jaguare, dacă tot am ajuns la ei, hai să vi arăt pe toți. Și brățara asta e ultima pe stoc din modelul ăsta. Tot Jaguar. Mai lată de data asta. Mai mare. Brățara. Cred că are 21. Ia să vedem. Nu are. Are 20. 20 de centimetri lungime. Aha, brățara lungă cu zultanite. O, păi o măsur să văd. 1,5 lățime, 25,8 grame și poate fi achiziționată pentru 85 de euro. Dă-mi un pic brățara aurie să o măsur. De, a, cu zultanite ce ți-am dat-o. Ia să vedem cât are brățara. Nu are, brățara are 20 de centimetri, dar dacă vă place, eu vă fac la comandă. Luna viitoare pe 16 plec la marfă și când mă întorc, mă întorc cu ea, vă aduc. 19 centimetri jumate, ca să știți brățara, da? Brățara aurie cu zultanite are 19,5 centimetri lungime. Și încă o brățară. Un Jaguar, un Jaguar argint negru de data asta, ochii verzi, ia uitați, argint 925, superbă, brățara, dragii mei, 18,5 cm lungime plus 5 cm extensia, 1,2 lățime, cântărește 8,2 grame și poate fi achiziționată pentru 90 de euro. Și da, dragii mei, mă opresc aici în această seară. Haideți să vă întreb ceva. Sunteți liberi mâine sau lucrați? Noi în Germania avem liber. Da, dragii mei, vă pup, vă îmbrățișez, vă urez o noapte liniștită și vă aștept din nou miercuri seara, ora 21, ora Germaniei. Noapte bună, dragii mei!